Nedespărțiții și veșnic tinerii Krishna și Rukmini. O să ne gândim o clipă la cât e de greu lui Rukmini cu toată sticlăria, mâncaua mama de fată frumoasă pe ea. Sunt grele? Bijuteriile sunt grele? Nu să le dai jos pe timpul pauzei. Și apropo, cât îmi dau operatorii ca să nu-și pauză? Krishna și Rukmini sunt gata să ne vorbească despre succesul lor la public și mai ales despre felul în care publicul îi privește pe ei. Bună seara și bine v-am regăsit! E adevărat că atracția serii este întotdeauna prințesa? Așa este, întotdeauna, în toată țara. Dar oamenii care o văd atât de frumoasă, știu să-i respecte frumusețea sau se întâmplă uneori să fie și mitocanul care să se uite cu ochi lânced? Da, câteodată da, mai ales la nunți, la discoteci, în țară. Și tu nu sari ca Mike Tyson să... Nu, avem bodyguards care ne păzesc și, bineînțeles, îi mai las, chiar eu îi las să se mai atingă de ea, să mai apuce de boală. Mai, mama! Cum când suntem pe scenă, apucă chiar de fustă. De ce? Păi să se uite la ea. Și ție îți convine mama să fii... Nu. Păi, nu. Și atunci de ce îl lași? Îi zâmbește. Ce pot să fac? Costumația. Am mai văzut-o la un moment dat și mi s-a părut absolut uluitoare. Dar nu ți-e greu cu ea pe scenă? Da. Dar o faci pentru public, nu? Da. Ai făcut-o singură? Da, eu l-am făcut. Supienul l-am făcut eu. 450 de strasuri cu sute. La un moment dat ne-am întâlnit și după ce am ascultat o piesă care îmi plăcea foarte mult, respectiv Ciuralia, eu am crezut că Ciuralia e nume de fată și atunci o stricam pe ea, Ciuralie fată, zic. Și așa i-a rămas în capul meu numele, Ciuralie fată. Ciuralia, tu mi-ai furat inima. Da, asta înseamnă. E lanțul amintirilor. Muzica indiană este singura care vă tentează până în momentul ăsta. Nu numai muzica indiană, pentru că publicul nostru ne cere și alt gen de muzică. Muzică orientală, turcesc, arabesc, sârbesc. Și tenta este tot, până la urmă, indiană, dar compune pe mine textul în limba română, turcesc, arabesc sau sârbesc. Și indian, bineînțeles. Cântăm și în limba română ca să putem fi chemați la nunți, discoteci, petreceri. Perfect. Ca să putem să difuzăm absolut toată piesa, eu zic să ne pregătim să cântăm. Da, cel mai bine. Eu, între timp, o să vă arăt CD-ul pe care l-am primit. Este un CD mai vechi, dar reactualizăm. Ciuralia. Tu mi-ai furat inima. Pe partea cealaltă are poze. Poftim? Iar toți și pe partea altă să vedeți ce poze superbe are. Da, da, el le face, ei se impresariază singuri, impresariază foarte multe alte formații, pot fi găsiți. Dacă doriți să fiți impresariați personal de Krishna și Rukmini, iată pentru Nicola, pentru toți artiștii de aici, mâine numerele de telefon. Mă bag și eu, să știi. Păgate, practic, am putea să fim amândoi. O să dăm drumul la piesă, nu știu exact când să-mi iau la revedere de la dumneavoastră, pentru că emoțiile mă neacă definitiv. Mai stăm puțin pe loc să cântem tu ei și noi după aia. Să cântem tu ei și noi după aia. Ciuralia! Nu uitați.
altă cărbire, bate lucrurile le ruce cărca din îndoară zi la ochii lălito. Săgea un galt cărbipere, bătălit galito. Le ruce cărca din îndoară zi la ochii lălito. Thank you.